Educația noastră cea de toate zilele care ne-ar putea face viața mai ușoară și frumoasă. Dacă o comunitate nu este bine educată, ea se va distruge. Educația se referă atât la însușirea unor cunoștințe teoretice, cât și la un anumit comportament etic în societate. Cea mai importantă educație o primim în primii ani de viață, așa numiți cei 7 ani de acasă, atunci când părinții încearcă să ne învețe bunele maniere. Pentru a afla părerea copiilor despre această perioadă, am mers în vizită la elevii clasei a 5-a. De la Liceul Teoretic Matei Basarab. Un om educat înseamnă de a avea și cei 7 ani de acasă, când ieși chiar și la școală, să nu alergi prin școală, să nu fii, să zici prostii. Responsabil este pentru educația copiilor, este părinții care ne învață sau bunii să fim educați. Educația este când un copil sau un om matur, când nu aruncă deșeurile pe jos. Educația nu ține doar de școală, liceu sau facultate, ci are la bază respectul, bunul simț și bunele maniere. Cum crezi, copiii din orașul nostru sunt educați? Da, cred că da. Eu cred că sunt educați doar 50%, deoarece nu, acum, în ziua de astăzi, ei nu prea sunt așa de educați precum ar trebui să fie. Comportamentul unui copil educat constă în ce trebuie să respecte părinți, învățători, oameni și natura. Trebuie să fim mai educați, de atât dacă n-ar fi educația, am stricat natura, aerul foarte tare s-ar polua și mulților oameni nu i-ar plăcea. Pentru a răspunde provocărilor viitorului, copiii au nevoie de educație, care ar trebui să o primească în primul rând în sânul familiei. Cred că mai puțini eforturi se pun din partea familiei, pentru că majoritatea părinților sunt plecați peste hotare, iar copiii rămân în grija tutorilor sau a bunicilor și nu întotdeauna acești oameni se isprăvesc cu educația copiilor. Și o sarjă foarte mare revine atunci școlii. Și dacă doar copilul o parte din timpul său petrece la școală, atunci normele de conduită în școală și care învață profesorii sunt, dar nu sunt și acele emoții care trebuie să le dea o familie copilului. Educația începe din copilărie, prin învățăturile date de părinți sau, cu alte cuvinte, cei 7 ani de acasă. Cu această educație elementară putem porni pe drumul vieții, învingând orice obstacol. Schimbarea care trebuie să fie, trebuie să o conștientizeze și părinții, că nu prin violență se educă. Trebuie să educăm copiii pozitiv, prin exemple, prin explicație, prin bunăvoință, prin comunicare mai mult cu copiii. Educația are ca scop pregătirea omului pentru viață și reprezintă baza unei societăți dezvoltate.